potrivit datelor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă vacante, în evidențele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă erau ieri înregistrate 30.151 de locuri de muncă. La nivel național, cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru muncitori necalificați, lucrători comerciali, șoferi sau vânzători. Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau de reședință, ale căror date de contact se află pe site-ul www.aneofm.ro. Oferta locurilor de muncă se actualizează în timp real și poate fi vizualizată pe site-ul www.card-profesional.ro. Cele mai multe locuri vacante se află în capitală, peste 4.500. În Iași vă așteaptă 954 de locuri de muncă, în Neamț peste 800, în Botoșani 154, iar în Bacău doar 50. Și angajatorii din spațiul economic european oferă, prin intermediul rețelei EURES România, 1.318 locuri de muncă vacante. Cei interesați să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.eures.aneofm.ro sau se pot prezenta la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă de domiciliu sau reședință, unde consilierul EURES îi poate îndruma.